Dimineața tuturor! Astăzi este sporită creativitatea. Berbec se anunță o zi destul de agitată, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de muncă și acasă. Aveți idei originale care vă pot fi de mare ajutor pe plan profesional. Taur, aveți ocazia să faceți îmbunătățiri în locuință și mai ales în relația cu partenerul de viață. În partea a doua zile este posibil să faceți cunoștință cu o persoană importantă. Gemeni, este un moment bun pentru a lua decizii privind investițiile, fiindcă parcurgeți o perioadă favorabilă în care faceți alegeri inspirate. Puteți rezolva probleme financiare delicate bazându-vă pe intuiție. Rac, la locul de muncă sau în afacere aveți ocazia să vă afirmați, dovedind că ideile și inițiativele voastre sunt foarte bune. Intuiția vă poate ajuta să faceți schimbări de ordin estetic la locul de muncă sau în cămin. Leu, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți nevoiți să faceți o călătorie în interesul familiei. Este o zi favorabilă negocierilor și comunicării cu colegii de muncă sau cu partenerul de afaceri. Fecioară, astăzi aveți posibilitatea să rezolvați o problemă financiară mai veche. Este o zi favorabilă afacerilor și puteți să finalizați lucrări începute cu mai mult timp în urmă. Balanță, în prima parte a zilei este posibil să faceți cunoștință cu o persoană importantă care va contribui la reușita unei afaceri. Sunt șanse ca munca depusă în ultima perioadă să înceapă să dea rezultate. Scorpion, s-ar putea ivi ocazia să faceți o călătorie de plăcere împreună cu prietenii. Aveți nevoie să vă relaxați și să vă încărcați bateriile. Puteți să vă bazați pe intuiție pentru a lua o inițiativă în privința relațiilor cu partenerul de viață. Săgetător, aveți idei bune care merită să fie puse în practică. Pentru a realiza ceea ce v-ați propus, este necesar să fiți perseverenți și să acceptați ajutorul celor din jur. Capricorn, sunt favorizate proiectele de viitor și contactele cu persoane importante. Relația cu persoana iubită ar trebui să decurgă în deplină armonie. Împreună puteți realiza tot ce v-ați propus pentru următoarea perioadă. Vărsător, aveți capacitatea să vă adaptați cu ușurință unor noi situații și să luați rapid decizii inspirate. Vă puteți ocupa de probleme dificile la locul de muncă sau acasă. Pești, aveți ocazia să vă dovediți talentul și creativitatea și puteți să vă bazați pe intuiție. Ar fi bine să petreceți după amiaza alături de partenerul de viață și de persoanele mai tinere din familie. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!